Bună! În acest scurt tutorial vă voi arăta cum să instalați Adobe Digital Editions, software gratuit care vă permite să citiți cărți electronice pe computer. Primul lucru pe care trebuie să-l fac este să deschid un browser, program care îmi permite să vizualizez pagini web. Pot folosi Internet Explorer, Mozilla Firefox sau Google Chrome. Deschid Google Chrome și mai întâi voi intra pe elefant.ro unde găsesc toate detaliile referitoare la procedura de instalare. Imediat ce pagina s-a încărcat, este de ajuns ca în bara de căutare din Elefant.ro să scriu Instalare, Adobe și sugestia de căutare a apărut. Dau click și am ajuns în pagina în care sunt detaliați toți pașii pe care trebuie să-i parcur ca să-mi instalez programul pe computer. Așa cum spuneam, Digital Editions este un software gratuit, care îmi permite să citesc cărți electronice pe PC. Primul pas este să descarc fișierul executabil din această pagină, dând clic aici și fișierul deja s-a descărcat. Pot da click pe el direct din bara de descărcări din Google Chrome sau îl pot de asemenea găsi în folderul în care sunt stocate descărcările mele. Ca să rulez fișierul executabil, este de ajuns să dau dublu click. După care, îi confirm sistemului de operare că vreau să rulez acest fișier. Windows e foarte preocupat de siguranța mea, așa că mă întreabă din nou dacă vreau să-i permit programului să facă schimbări pe computerul meu. Îi voi spune că da. În acest moment, am intrat în procedura de instalare propriu-zisă. Primul pas este să accept termenii de utilizare. Ca să fac lucrul acesta, dau click pe Accept. Apoi dau click pe Next. În ecranul următor îmi sunt afișate o serie de opțiuni de instalare. Nu vă faceți griji cu ele. Dați direct click pe Next. Acum sunt întrebat unde vreau să instalez programul. Voi utiliza aceeași tehnică. Așa că dau click pe Install. Apoi aștept ca programul să se instaleze. După ce procedura s-a încheiat, pot să dau click pe Close. La finalul procedurii de instalare, Adobe Digital Edition se va deschide pentru prima oară. Este foarte important ca imediat ce am instalat programul să îl activez cu un cont Adobe. Activarea cu un cont de utilizator îmi va permite să citesc cărțile electronice pe mai multe dispozitive. Dacă nu îmi activez programul cu un cont Adobe, cărțile mele vor rămâne blocate pe un singur calculator. Ca să-mi activez dispozitivul, dau mai întâi click pe Help, și apoi dau click pe authorize computer. În fereastra următoare, trebuie să introduc adresa de e-mail pe care am folosit-o la crearea contului și parola pe care mi-am setat-o. Dacă nu am deja un cont Adobe, îmi pot crea unul foarte ușor. Dând click pe create an Adobe ID, și mi se va deschide automat pagina care îmi permite să-mi creez un cont nou. Aici trebuie să introduc adresa de e-mail Parola, pe care trebuie apoi să o confirm, prenumele și numele de familie. Țara este deja completată. Apoi este de ajuns să dau click pe Create și noul meu cont Adobe a fost creat. Închid browserul și revin la fereastra de autorizare unde completez datele noului meu cont. După ce am introdus datele, dau click pe Authorize. Acum computerul meu a fost autorizat și pot descărca fără nicio grijă cărți protejate cu Adobe DRM. De asemenea, le voi putea transfera și pe alte dispozitive. Dacă aveți întrebări, nu ezitați să ne scrieți pe contact arondelefan.gro.